După ce a scăpat de datoriile către jucători, acum Astra Giurgiu mai are de plătit datorii către impresarii acestora. Mai mulți terți care au intermediat transferuri ale Astrei își cer acum drepturile financiare restante și în același timp insolvența clubului. Acest lucru ar trebui să îi îngrijoreze pe șefii clubului, deoarece insolvența ar putea să o afecteze pe Astra. Fac un anunț important, alte două cluburi or să intre în insolvență. Nu pot să le spun numele, dar situația este foarte proastă în fotbalul românesc din punct de vedere financiar, a declarat Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori din România pentru Digisport. În afară de cele 7 cluburi din Liga 1 care deja sunt în insolvență, Astra Giurgiu și Ceahlăul Piatra Neamț au o situație financiară dificilă. Ioan Nicolae a refuzat să mai investească la echipă după ce a spus că s-a săturat să o mai întrețină, iar de atunci clubul supraviețuiește din banii proveniți din participarea în cupele europene și drepturi de televizare. Ioan Nicolae nu traversează nici el o perioadă foarte bună, fiind implicat în mai multe dosare de corupție. Totuși, Astra Giurgiu s-ar putea salva de la insolvență dacă miliardarul ar începe din nou să investească. În același timp, elevii lui Dorinel Munteanu se antrenează în cantonamentul din Brașov, acolo unde nu au putut fi prezenți cei care au fost convocați la echipele naționale: Silviu Lung Junior, Vincent Laban, Danu Spătaru și Ben Youssef.